Fece Botoșani a tras cortina peste sezonul 2022-2023 cu spectacol pe municipalul din nordul Moldovei. De 6 ore au marcat elevii lui Flaviu Stoican în cele 90 de minute de joc, însă reușita lui Mihai Roman a fost anulată din cauza unui offside la limită. Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 9 pentru ca Victor Dican să dubleze avantajul în minutul 40. Parada de goluri spectaculoase a continuat și în repriza a doua, când au marcat pe rând Mihai Roman 2 în minutul 83, Sebastian Mailat în minutul 80, iar Eduard Florescu a închis tabela în prelungiri cu o reușită de zile mari direct din corner. Felicit jucătorii, felicit publicul pentru că nu a fost ușor în acest campionat. Știți și dumneavoastră foarte bine că au fost momente în care fiecare punct era important, fiecare duel a fost important, iar noi ne-am asigurat această liniște să menținem echipa în prima ligă și am reușit încă cu două etape înainte de final. După ce a atins fără grijă obiectivul principal, respectiv menținerea echipei în primul eșalon, Flaviu Stoican a bifat cu ocazia acestui meci încă unul, debutul pe prima scenă fotbalistică a României a unor tineri talentați din Academia lui FC Botoșani. Mai mult decât atât, în acest ultim meci mi-am atins și un obiectiv personal, pentru că au jucat încă din primul minut Ilaș, Narcis Ilaș, un jucător cu potențial în care eu cred foarte mult, s-a pregătit foarte, foarte bine în perioada în care eu am fost antrenor alături de noi. Îi felicit și pe ceilalți tineri și pe Gabone, cum îi spunem noi, pe Cărăușu, îl felicit și pe George Dragomir, că a intrat și el și a avut răbdare până i-a venit și lui momentul. Îi felicit în general pe toți jucătorii pentru că, într-adevăr, au pus umărul la menținerea echipei în prima ligă. Flaviu Stoican și-a încheiat misiunea la FC Botoșani cu fruntea sus și cu toate țelurile atinse. Eu sunt împăcat și fericit că am reușit, într-o situație delicată în care era echipa, să creez o echipă, un grup și să avem liniștea necesară înainte cu două etape de a se termina acest dur campionat. De aceea sunt fericit, am atins toate obiectivele posibile. După ce majoritatea oamenilor de fotbal din România dădeau în iarnă pe FC Botoșani ca victimă sigură și prima retrogradată în actualul sezon, mulțumită energiei aduse de către Flaviu Stoican în vestiarul grupării moldave, albroș-albaștri au încheiat fără nicio grijă sezonul pe poziția 11 a clasamentului primului eșalon și vor evolua și în anul competițional următor pe prima scenă a fotbalului din România.